Ne-am întors în direct, sigur că s-a întors în viețile noastre și celebrul domn Lucian Bodiu. Nu credeam că se mai organizează. Sincer, mă uitam și mă gândeam, zic, bă, gata, s-a dezorganizat. S-a stins treaba. Cât s-o și duce așa. Pe picioare. Dom'le, ca o boală, că la un moment dat, nu, da, la comparație, dar vreau să zic. Nu, da, bă, o răceală. O răceală, o simplă răceală, vreau să adaug. O simplă răceală, nu o răceală de acum. Se înțeleagă, da. O simplă răceală, domnul Buzăianu, tratată în 7 zile, netratată o săptămână. Și mă gândeam așa, fără a avea cineva senzația că îl comparăm pe domnul Bode cu un guturai, păcatele mele. Da, zicem așa ca idee. Nu, dar vă dădeam un exemplu așa de fenomene care dispar în timp fără, dacă te uiți pur și simplu în altă parte, știi? Într-o oarecare stare de dinamică, da. Trebuie să-l dați pe domnul Luci Bode aici. Da, că de mult nu l-am mai văzut. Dincolo de acest minunat apus de soare. Și avem voie să difuzăm, domnul Zanfir, n-am mai vorbit de el de vreo, nu știu, perioadă bună de timp. S-a prescris, acum a intervenit o prescripție, acum am luat-o de la capăt cu numărătoarea. Și noi când am crezut că locul s-a vindecat și n-am mai păstrează nici măcar amintirea acestui doctor Luci Bode, am descoperit cum el apare din nou la televizor, iar vine, iar face, iar drege, alo, 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 încotro vă duceți? Tu mi-am văzut o doamnă acolo la Digi24 pe care eu o știam la România TV. Zic, bă, eram într-o stare de... care televiziune? Nu mai știam. Eram într-o stare de nedumerire. După care îl văd pe domnul Bode, pe care îl știam iară că nu prea mai apărea la televizor. Și îl văd acolo. Sigur, m-am mirat când l-am văzut. Când am început să-l ascult, am început să mă distrez și mai tare. Domnul Zanfir, haideți să urmărim cu domnul Lucian Bode. E într-o nouă situație delicată de viață. Să înțeleg eu. Deci, dumneata, erai așa pus în fața acestei dileme. Dom'le, mă uit la România TV sau mă uit la Digi24? Da. Că pe de-o parte asociezi jurnalistul cu România TV... Dar invitatul asociei cu Digi24, că el tradițional are culcuș acolo. Și era, s-a făcut așa o... Da. Nu neapărat manele, dar să placă la toată lumea, știi? S-a făcut un pachetel frumos, cert este s-a că făcut o... ce mi-a plăcut și ce am apreciat și vă spun, m-a uns pe suflet cumva, starea domnului Bode în care era din nou, trebuia să dea din nou explicații. Radia? Domnule Radia, i-au pus în spate un reflector să iasă și lumina așa. Trebuia să dea din nou explicații pentru o situație în care părea de vină. Deci omul ăsta nu mai este ministru și este în situația în care e din nou de vină. Omul era într-o stare de exasperare. Mă, iară mă fac ăștia vinovat. Pentru că se discută despre traficul de droguri, care sigur că nu e o chestiune nouă întâmplată. E o chestiune pe care am lăsat-o să se petreacă până în punctul în care a ajuns acum. Dar și... care nu a fost tratată la timp. În mandatul domnului Bode. A fost tratat apropo de... Apropo de, nu s-a intervenit. A vrut imunizare de masă. Da, de turmă. De turmă? De turmă, domnule, a fost. Domnul, adevărul e că la imaginea prezentată anterior am putea vorbi despre turma așa, turma da. Penelistă și Bode cântând așa de fluier, așa. Imagine, ciobănaș cu imagine, 300 de peneliști. Emoționante, imagine emoționante acum. Un doină de jale când o vedea în rezultatul alegerilor. Un cunoscut cetăraș. Un cunoscut, un rapsod popular. A apărut în viețile noastre care nu mai are pistol la cingătoare cum aveau. Păi, cu ce ai cu pistolul? Acum trage cu telefonul. Smartphone-ul, ai dat două telefoane, l-ai nenorocit. Nu, face postări. Dacă intrați pe pagina de Facebook. Postări? Deci dumneavoastră vedeți. Aici e arma domnului Bode, postarea. Vedeți să mai care telefonul mobil băgat la cingătoare. Îmi pune aici care problemă. Dar serios, dincolo, dar ok că nu ne place nouă personaj. Nu-mi place. Ne place, ce să vorba aia, na. Da, gusturile ni se... Da, așa dincolo de părerea noastră de oameni. Și băgat telefonul mobil. Nu știu, Radu, ajută-mă, nu e normal. Nu e, da. Doamne, așa ceva nu e normal în primul rând. Pare o adunare de vremuri, deci practic la pare adunătură de vremuri. Deci domnul Bode, care este un reprezentant al prezentului, nu? Al tinerii generații politice. Al tinerii generații. Viitorul. Așa, vedem costumul popular, care este tradiție și sigur te duce undeva anterior. Și înfipt un celular la cingătoare. Celularul acela pus acolo, care trebuia să fie pager dacă era... Eu cred că încă mai are pager, dar nu mai are cine să-i dea mesaje pe pager. Domnule, cert este că domnul Bode se află din nou în această situație dificilă de viață în care trebuie să explice un nou eșec pe care îl parcurge și anume situația asta în care ne aflăm cu traficul de droguri, el fiind ministru de interne. Mult timp. Multă vreme din istoria noastră. Hai să-l ascultăm pe domnul Lucian Bode pus să dea niște răspunsuri. Uite, au schimbat ăștia culorile la România TV. Și au trecut pe mov, pe flacăr avion. Ia dați imagine de la da. România 24. Vă rog. Sau nimeni nu trebuie să caute acum vinovații. Acum e nevoie să venim cu soluții. Pentru că situația în care se află România în momentul de față nu este una unică. Nici de cum excepțională. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în țările occidentale în urmă cu 10-15 ani, același lucru se întâmplă astăzi în România. Dar n-am fi putut preveni fix chestiunea asta uitându-ne la țările occidentale da, și la ce s-a întâmplat ba cu ele? Da. Și soluțiile despre care vă vorbeam, despre care, la care făceam referire,
în opinia mea, trebuie să vizeze trei paliere. Cel al prevenirii sau prevenției, cel al combaterii și cel al asistenței pentru victimele consumului de droguri. Domnul Bode, când se uită în jos, nu e într-o stare de spășeală naturală în care ar putea nu să fie? Rușine. Nu dă rușine. Nu-și ascunde privirea de rușine, cum ai fi tentat să crezi un om cu frica lui Dumnezeu. Da. Nu! El se uită... Uite cadrul ăsta. Ăsta e cadrul. Dați-l ăsta, da, paica. Ăsta e spectacol. Deci ăsta e și aici... Ăsta e omul cu care... Bă, și v-am zis să scrieți cu fond de la mai mare. Bă, dar de câte ori vă spun că stau și mă chioresc aici la textul ăsta? Majuscule Arial. Nu Times New Roman. Că nu văd. Trebuie să-mi pun ochelarii și nu mai partenera generație politică. Păi, dar eu nu înțeleg, domnule, cum, doamne, iartă-mă, se întâmplă situația asta în care omul ăsta vine într-una cu niște foi de pe care citește. Eu la un moment dat... O să-ți explice într-o altă emisiune de la Digi24, cum el înainte de fiecare intervenție televizată... Își pregătește că... Își face un conspect. Un conspect da. Suspect. Singur da. Își notează, e cu... Dacă intri la el în birou doar cărți. Cărturar. Așa sunt. Doctorii, ăștia sunt, domne, n-ai ce să... Mediu academic. Asta e viața. Mediu. Da, universitari. Da. Stă cu toate vraiște așa, așa are apucătura asta din studenție. Da. Așa. Îl știu, toată lumea. Toată lumea știe, era bolnav de cultură. Și își notează. Și a doua zi vine cu cifre, cu date, cu să... Ce m-a deranjat pe mine? M-a deranjat. Chiar vreau să vă întreb, dar ceva v-a deranjat sau nu? Nu m-a deranjat absolut nimic, decât să-și pună sigla mai mare ca să-mi dau și eu seama ce televiziune e. Da. Dau acolo, mă așteptam, zic, după asta e, poate dau reloare de la Revelion cu muzică populară. Când văd quality. Păi mă, olo, ăștia sunteți ai lălții. Domnule, cert este că domnul Bode s-a dus acolo și s-a simțit bine. Știi cum e, domnul Buzdeanu, sunt vreo 3 România TV. Realitatea Digi și România. Vine, da, bun. Domnul Buzdeanu, aș fi înțeles să vină cu... Uite. Să vină cu copiuța la dânsul. Nu, că poți să vorbești să mă și... Nu știu ce avea aici la piept. Are un tricolor? Are tricolor, păi de-aia ai pus și ceva. Da, ești păi, și revoluționar tricolor. Cu rol determinat? S-a tras în sălaș? Să nu-l încurcăm. Deci, domnul Buzdeanu, nu înțelegeam dacă vine acolo și spunea 375 de minori cu droguri au fost prinși și avem 2848 de traficanți săltați. Când ai să faci apel la niște cifre precise, sigur că memoria nu poate să... Nu e, naso. Nu poți să vizezi pe memoria. Am venit cu documente. Am aici, vă prezint documente. Da, astea. Dar omul citea niște banalități de poți să le zici. Nu vom tolera. Nu vom tolera. Avea 4 pagini. Nu vom tolera. Semnul exclamării. Deci astea erau 4 pagini, lasă-mă, ți-ai făcut notițe, inspiră, expiră, lasă-mă, n-ai bine pace. E spectaculos, omul venea să vă spună să nu căutați vinovați, pentru că el era din nou vinovat și când e vinovat, că a fost ministru de interne. Sigur, a gestionat acest sistem pe care îl vedem acum cu consecințele sale, omul a venit și v-a spus, domnule, să încercăm să... Dar mă, n-am înțeles nici abordarea asta, ce e de, crede așa un proroc? Haide să nu căutăm vinovați. Uitați-vă mai întâi în sufletul vostru. Păi, ești politician! Deci el are așa abordarea asta de duhovnic. Nu căuta vinovați. Nu. Lasă. Nu judeca ca să nu fii judecat. Nu judecat. Da, de ce Bode? Nu mă votezi tu pe mine la anul? Dacă nu te votezi, eu nu mă votez nici tu. Ce înseamnă asta? E o stare de reciprocitate, așa. Și s-au pus ei pe picior de egalitate cu noi. Da. Deci ei sunt în fața noastră, ca politicieni, și din când în când pleacă de acolo, se așează lângă noi. Vin aici pe partea asta? Să căutăm soluții. Să căutăm soluții. Să nu căutăm vinovați. Nu, că lasă-i în plata Domnului. După care se întoarce acolo, partea ailaltă și... Da, privilegii, bani, pensii speciale, putere. Da. Bă, tu ești pe partea asta cu mine, suferim cot la cot în mizeria asta de organizare statală. Suntem împreună în chestia... Dar pe de altă parte mi-mi place și asta cu soluții, să căutăm soluții. Uite, de exemplu, cei de la PNL văd că nu caută soluții. Am remarcat că nu caută soluții. Am găsit o soluție. Nu știu, doamne, care e soluția lor. Dă-ți-l afară pe Bode. Da, găsit o soluție. Dar nu caută soluții. Deci dacă, uite, într-adevăr, eu sunt pentru identificarea de soluții și o soluție ar fi să terminăm o dată cu omul ăsta care n-apare decât ca să justifice niște eșecuri. Ciucă! Bravo, te opri la timp ce frână de mână tras, au zis cârțâitul roților. Domnul Buzdeanu, domnule, soluția e foarte simplă. Da. Deci nu cu ăștia, schimbați-i. Orice. Pentru că PNL s-a dus așa, uite așa, bum, 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 s-a dus în cap, s-a ales praf. O să te contrazic, e cea mai proastă perioadă din istoria acestui partid. Un dos de replică de nu te vezi. Pe lângă faptul că au damf de Tătărăscu din alianța cu comuniștii, par așa ca să supraviețuiască nominal. S-au lăudat că au adus și Balde, s-a lăudat, era domnul acolo. Cel mai înfoiat a fost în momentul în care am urmărit emisiunea. Cel mai înfoiat și a văzut că are stare de înfoiare, domnul Bode. Da, da, da. Și cel mai înfoiat a fost în momentul în care a spus că
și am adus pe colegii noștri de la ALDE. ALDE cine? ALDE organizații teritoriale, nu știu ce, cu tare, aleși în teritoriu, acolo, cu tare. Domnule. Te înfoiase când a zicea de ALDE, dar aveai senzația că vin, domnule, niște colegi de-ai săi din Academia. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Am intrat aici, acum, pe un articol, e din octombrie 2022, dar nu cred că s-au schimbat prea mult lucrurile în ultimul an, în ceea ce privește partidul ALDE. Da. ALDE și-a ales o nouă conducere. Varujan Vosganian. Mă rog, Varujan Vosganian. Că la oricine ai ce să. Dar totuși, hai să zicem Varujan Vosganian. Avem această... Mohamad Murad... Și Mircea Minea de la... L-a dus pe Murat. De aici, de la... Să-i zic... Chiașna. Așa? Chiașna. Din Chiașna, de acolo? Chiașna. Deci cu ăsta se lăuda domnul Bode? Ăștia sunt șefii de la ALDE. Deci cu domnul de la Chiașna se lăuda domnul Bode, se dusese la Digi24 să se laude cu domnul de la Chiașna ca să se aventureze în ideea că, uite, funcționează PNL-ul. Aducem... L-am adus pe primarul de la Chiașna. Bun. Acum, și pe Mohamad Murad. Pe de altă parte... Este întrebat în legătură cu această chestiune. Sigur că suntem în această problemă pe care o constatăm ca fiind în ce în ce mai acutizată. Și domnul Bode ameliorează un pic lucrurile și spune, domnule, în România nu e atât de grav cum e în alte părți. Deci nu, asta că se exagerează cu troc. Nu, se discută. Și se laudă cu o captură, zice, domnule, de ce nu vorbiți despre lucrurile pe care le-am realizat? Se laudă cu o captură din 2021 de cocaină în portul Constanța, o captură pe care statul român a făcut-o pentru că era pe teritoriul său. Dar ea a fost făcută cumva într-o coaliție cu multe alte state în 2021 când s-a întâmplat acea captură. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic. Între timp nu mai există cocaină în România. Nu bănuiesc că aia a fost și a fost adus atunci. Dar s-a capturat, gata, nu mai există. Asta vă spune domnul Bode. Deci are domnul Bode comentariu pe captura de droguri? De 2021. Are domnul Bode comentariu pe captura de droguri? Are comentariu pe captura de droguri? Și ce îi se spune? Deci nu, atenție, nu că are comentariu. El cred că pentru asta s-a dus să se laude. Domne, pe vremea mea, uite, se mai făceau. Și ce îi răspunde domnule Andreea Crețulescu? Noi, domne, vedeți că i-ați confundat buzunarul. Da. Păi da, se foie când te televiziune, așa că poți să țin pasul. Da, nu mai știu. Da, mă rog. Da. Bun. Haide, să... N-avem cu momentul ăsta, n-avem, dar vă spun... Zi-mi tu așa cum a fost. Că s-a dus acolo și a spus, domne, trebuie să-l contrazic. Bă, Carpel Lipceanu ar fi ridicat sprâncenele. Da, dar uite, nu era Plăniceanu să ridice sprâncenele, s-ar fi... Deci zice, se laudă Bode... S-a plecat Bode. De la ideea următoare, ca să vă spun care a fost contextul. Așa, ia. Domnul Andreica, liderul sindical, a venit și a spus, domnule, nenorocire în portul Constanța, numai cine nu vrea să aduce cocaină acolo, nu s-a mai făcut nicio captură de foarte multă vreme, nu funcționează scanerele cu tare. Și vine Bode la televizor și asta a fost prima idee, părea că de asta a venit, să se laude că pe vremea lui, nu era ce acum, pe vremea lui s-au făcut și capturi, de exemplu, în 2021. În 2021. Bun, uite, citesc un titlu din presă, da, documentat, cu rapoarte, cu grafice, da? E semnat de Cristian Andrei Leonte și Andreea Pavel, da? În G4. Ne-am pus pe oameni ăștia azi, dar ce să le fac dacă sunt pe subiectele noastre bine conectați? Îi cităm cu mare drag. Droguri în portul Constanța. Domnul Bode, acum ar fi momentul să vă luați niște notițe. Niciun gram confiscat în ultimii 2 ani, deși activitatea din port a crescut. Deci, în ultimii 2 ani, nu s-a confiscat un gram de droguri. Da. Orice fel de drog. Asta nu e... droguri de mare risc. Asta e fondul pe care el a venit. Niciun drog. Niciun pic. În ultimii 2 ani, nimic. Da. Deci, teoretic, prin portul Constanța, n-a intrat nici urmă de drog în ultimii 2 ani. N-a intrat, dar în 2021... În ultimul sfert de secol, deci în ultimii 25 de ani, da. 25 cu 25-50, ori 2-100, sfert împărțit secol, la 4-25. E corectă matematica. Pentru domnul inginer, da. Făceam calculele. Am înțeles. Buzea. S-au confiscat în 25 de ani 20 de tone. Și tu vezi acum. 20 de tone? O grămadă noi. Unde pui 20 de tone? Da. Nu le pui. Pentru că în portul Rotterdam s-au găsit 70 de tone doar de cocaină, doar într-un singur an. Da, și a zis și asta. Dom'le, în Europa, că comparăm cu Rotterdam, păi în Rotterdam acolo, dom'le, e un mare port. La Anvers, 110 într-un singur an. Domnul, ba, Anversul nu trebuie luat în calcul, ba, Rotterdam nu trebuie luat în calcul. Dom'le, ce trebuie să luăm în calcul? Domnul, la Chilian Port, unde vreți să calculăm? De la ce port? La vaporașul de pe Herăstrău e bine ca reper?
Domnul Buzeanu, să ai 20 de tone în 25 de ani capturate în portul Constanța, înseamnă că traficul de droguri e protejat de stat. Ce vreau să vă rog, să nu căutați vinovați, că văd că vă duceți încolo și vreau să vă opresc din demaraj. Mă duceam încolo. Deci el nu se nu poate e momentul lăuta să căutăm vinovați. Că în mandatul său, o cooperare internațională a dus la capturarea... Nu se poate lăuta, el s-a dus cu acest scop, cu aceste mii, s-a îmbrăcat, a plecat și a scris... Și nu-i spune nimeni de la obraz? Bre, neabode, nu suntem toți chiar atât de proști, pe cât ți-ai dorit tu. Deci el s-a... Bine, tu ești exact super deștept, că tu ești doctor. Na? Da, da. Știi, pe vremuri erai șef de sindicat, el a intrat pe sindicat în politică, știai? Era lider sindical acolo, la curent electric. Păi, cumva să-ți faci intrare. După aia la că nu, munca-i grea. Odată intrat, vă repet. Stai cu o cârjea pe aici, schimbi prize, umbli la întrebă, e multă muncă. O să-l ascultați acum pe un domn pe care statul român a decis să-l pună în funcția de ministru al economiei, în funcția de ministru de interne, în funcția de ministru al justiției, în funcția de ministru al transporturilor. Ăsta este omul. N-am explicație să vă spun de ce a fost derulat în toate aceste posturi nou cu capacitățile sale pe care le veți urmări imediat. Întrebat în legătură cu problema asta cu drogurile, omul a venit și a explicat de unde, care e cauza, de unde, de ce se drogează oamenii, de unde le vine nebunia asta. Ia să vezi. De aplicare a legii lucrează foarte bine și la nivel de combatere, la nivelul anului 2022, cred că peste 4 tone de droguri au fost confiscate în România. Stăm foarte bine, spun eu, la combatere și la destructurarea rețelelor de traficanți. Nu stăm la fel de bine, din păcate, la prevenire și mai mult la aducerea, recuperarea acestor consumatori pentru societate. Am avut o discuție foarte bună cu doamnele din organizația noastră, PNL, și la ultima școală politică au lansat un proiect de inițiativă legislativă pe care o să-l dezbatem în perioada următoare și care sper eu să devină lege, prin care să definim ce pot face copiii în mediul online. Imaginați-vă și știm cu toții că această supraexpunere la ecrane, boala secolului pot să o numesc, supraexpunerea la ecrane este... Asta o să oprească consumul de droguri în școli? Și asta, pentru că... Cum? Supraexpunerea la ecrane, în primul rând, nu este una sănătoasă. În al doilea rând, ați văzut că acest mediu a devenit un spațiu unde activitatea infracțională este în floare. Așa inclusiv este. Achiziționarea de droguri. Și nu în ultimul rând, cred că... Ați văzut, acolo, în mediul online, găsiți un catalizator al comportamentului teribilist. Deci domnul Bode a identificat cauza și a venit și v-a livrat-o. A studiat, nu s-a pronunțat în prima. Ați văzut că a stat într-o oarecare expectativă. N-a venit, nu s-a aventurat la televizor. De-aia a stat în lunile astea. Asta și-a urmărit. Bă, ce dracu e cu drogurile astea? Și-a dat seama. Dom'le, supraexpunerea la ecrane. Închideți aici ecranele astea. Pirarea de dracu, că ne apucăm și ne drogăm după aia. Dacă mai stau cu ecranele astea. Închideți ecranul ăla, închideți ecranul ăla. Deci vă apucă consumul de droguri în momentul când vă supraexpuneți la ecrane. Vă rog frumos, închideți ecranele, dar nu televizoarele. Rămâneți cu... Deci, mă gândeam la altceva. Radu, dacă ar fi să dăm, putem să dăm ecranul negru? Ecranul negru. Să avem o emisiune radiofonică la televizor. Asta este, vă rog. Ia dați așa ca să închidem și ecranul. Dați așa să dăm exemplu, să arătăm. Doar să... Asta ar fi, că închideți-l ușor, dacă ușor. Dacă mai încercați un pic, vezi, parcă te mai opriști din cursul. Haideți că ne-am închis și noi ecranul. Deci parcă ți-a mai... Ca să nu, că a zis domnul Bode că de la asta v-a apucat să trageți până asta. Deci a stat omul, a studiat problema supraexpunerea la ecrane. Asta este. Și doamna era și la un dat și dânsa în starea în care a avut doamna moderator, era și dânsa mirată. Tu ne zice, păi și de-aia se droghează lumea? A pus întrebarea cumva, deși cred că nu era calculată. Dar îți vine la un moment dat, și te miri un pic și te gândești. Deci de-aia se droghează? Păi, domnule, dacă și normal că de-aia se droghează. Vorbești cu un doctor, dacă... Și de-aia nici nu plouă. Păi dacă îți spune un doctor așa ceva, dai seama că iei în calcul că poate nu înțelegi tu niște lucruri, nu? Că poate... Poate avea un oarecare sens. Da. Încerc să-l pun într-un context favorabil pe... Vă rog, pe frumos, dacă aveți un context favorabil, da. Nu, am de încropesc. Domnul Buzeanu, deci lumea s-ar putea apuca la de droguri, da, dacă privește prea mult un ecran pe care e domnul Bode. Da, îți dai seama că depinde realitatea asta e greu de suportat. Băi, depinde și ce e. Dacă stau și toată ziua, îl văd pe Bode la televizor... Secretar general al Partidului Național Liberal, adevăratul șef PNL, ministru de interne, se voia premier sau vicepremier sau ce se voia. Da.
Domnul Buzoianu, la un moment dat îți dai seama, alcoolul nu mai e suficient. N-ai cum să, ce să, cum faci față la așa ceva? O să pară că inciți la... Nu, exclus! Exclus! Încerc să-mi explic logica domnului Bode. Care e legătura cu ecranul? Nu consumați droguri, nu consumați alcool în exces. Și lângă toate, sare, zahăr și grăsimi. Bă, dar nu consumați nici Bode. Acum dacă e să o spunem pe aia dreaptă. Nu mi se pare normal din lista produselor toxice, din punctul meu de vedere, domnule, e o opinie. Ce opinie? E emisiune de opinie. Vă rog, dați-i mesaj domnului Bode că avem această... Deci, e singurul subiect. Nu poate! Nu poate să-ți răspundă. Pentru că are telefon cu ecran și nu poate să-și citească mesajul pentru că nu vrea să uite în ecran să nu se apuce de droguri. Haideți, domnul Bode, să vă arătăm cum arată țara asta, unde faceți dumneavoastră politică de aproape 20 de ani, de la nivel de consilier comunal ce ați fost dumneavoastră la origine, dar nu v-ați oprit acolo. Până la adevăratul șef al Partidului Național Liberal. Avem acest infografic, drocuri în portul Constanța, cantități confiscate în perioada 2023. Date oficiale, nu date oficiale. Livrate de cine? Deci așa arată. Vedeți? Deci dumneavoastră vedeți cum arată la nivelul anului mandatul domnului Bode. De fapt pe acolo. De mult. Deci unde l-a lăsat? L-a lăsat în punctul în care nu se mai confiscă nimic. Dar hai să ne uităm așa. A existat captură record la nivelul anului 2000-2001. În acea perioadă, nimic. Au mai capturat ceva prin 2009, nimic, 2011 o glumă, cred că i-a scăpat cuiva un joint în buzunar, l-au capturat pe ăla. Vedem iarăși la nivel de 2015-2016 un pic de mișcare, 2018-2019-2020, după care 2021-2022 și în prezent 2023, absolut nimic. Asta e țara unde se găseau cutii. Baxuri de cocaină eșuate pe plajă. Deci ele nu trebuiau drogurile depistate în urma unei intervenții în forța autorităților statului român. Nu! No! Trebuia să se plimbe pe plajă statul român și găsea pachete cu droguri. Deci în țara în care consumul de droguri a explodat, eu spun toate studiile realizate de organisme internaționale competente, de oameni serioși, nu de consilieri ăștia comunali care s-au văzut ajunși la oraș, au purtat pantofi și nu-i mai scos din funcție, ne spun că a crescut, a explodat consumul de droguri. Statul român nu mai găsește nimic de 2 ani de zile. Aici a început mandatul domnului Bode. Uite aici, în 2020. Iar vârful acela, domnul Buzoianu, din 2021, este efectul unei cooperări internaționale. Am să merg peste vorba domnului Bode, deschizând acest ecran, spre a-ți da cifrele exacte ale capturilor de droguri din porturi importante din Olanda, Regatul Țărilor de Jos, și Belgia. Da? Haide să citesc un pic cum se face captură în țările astea. În România, după cum v-am spus, noi am reușit să confiscăm 70 de tone de... Noi am reușit să confiscăm, îmi cer scuze, nu, citeam pe al rând, 20 de tone în ultimii 25 de ani. 20 de tone în 25 de ani. Doi, imaginați-vă cât se consumă în cluburile, la festivalul, că noi avem festivalul drogurilor unde se ascultă și muzică, domnul da? Domnul Bode e celebru domne, acolo la Antold. Domne, e recunoscut domne, acolo, zis Antold. Știe lumea. N-am zis Antold. Dar el tot apare pe acolo, e renumit. Nu știu, domne, dar am înțeles că se consumă droguri la festivalele din această țară. Da. De o să fim tâmpiți, păi vedem înregistrări, e lumea de acolo, am mai văzut oameni beți, nu așa fac. Da. Domnul Buzeanu, la consumul ăsta masiv, hardcore, din România, noi am prins în 25 de ani 20 de tone. Atât, în 25 de ani. Pe domnul Buzeanu, 25 de tone în 20 de ani. Nu există. În condițiile în care 8 tone de cocaină au găsit în Belgia, într-un port din Belgia, într-o singură zi. Ce au găsit într-o zi 8 tone, noi am găsit 20 de tone în 25 de ani. Argumentul domnului Bode aici este legat de faptul că, domnule, ăla e un port mare, domnule, normal că ăsta era un port mare. Ăsta. Care mă, Anveru? Nu, zicea de Rotterdam. Păi numai la Rotterdam s-au descoperit 70 de tone într-un singur an. La Anvers s-au descoperit 110 tone într-un singur an și 8 tone într-o zi. Și era foarte cumva deranjat de faptul că nu sunt suficiente scanere, domnul Bode. El în conducerea statului român... Păi dacă noi avem două român... scanere, unul stricat și unul pierdut... Zice, domnule, de ce nu s-au achiziționat? Pentru că totuși e vorba doar de 10 milioane de euro un scanner și beneficiile acestui scanner sunt enorme. Bă, nu știu, mă gândesc, poate te-ar pune pe tine ministrul interne, poate că ar mai merge mai bine cu scanerele astea. Adică mă gândesc totuși că poate ar trebui pus, uite, un om care remarcă faptul că sunt prea puține scanere. Păi n-ai fost, mă, în funcție atâta timp. Vii și îmi spui acum că sunt prea puține scanere. Nu conduci partidul de guvernare, că nu ne gândim că conduce. Am și o întrebare, domnul Puzean. În România se consumă droguri. Da. Asta este dovada. Astăzi aveam 3 știri pregătite, doar astăzi, cu șoferi drogați care au făcut accidente la volan. Da?
Astăzi avem trei știri, nu știu dacă avem timp să ne uităm la ele sau să le povestim. Dar astea sunt de astăzi. Toate informațiile publice, oficiale și neoficiale, ne confirmă un consum masiv de droguri în această țară. Da. Spune ministrul de interne, am pierdut războiul cu drogurile în rândul populației adulte. Deci asta înseamnă că se consumă droguri multe în România, da? Da. Explică-mi și mie. De unde sunt drogurile astea? Dacă în portul Constanței n-au descoperit nimic. Vin cu ce? Cu tirul? Le aduce în buzunar, cărăușul? Le aduce în fund, pe ca să zic așa? Că unde vin? În stomac? Pe cum le aduce? Vin? Da. Bă, pe unde vine? De unde vine tonajul ăsta de droguri dacă nu în portul Constanța? Deci noi avem droguri în țară, drogați în țară, dar nu există nicio poartă de acces. Producem cocaină în România? Domnul Buzeanu, îți mai trage nasul când vorbim despre chestiile astea. Deși e sezonul ambrozie. Sezonul este, da. Că acum nici nu mai știi cu ăștia. Nu, e clară situația. Pare că statul român favorizează această situație. Domne, nu că favorizează. Eu am senzația că e complice domnul Buzeanu. Deci nu are cum să favorizeze. Știi ce înseamnă favorizare? Favorizare e când o lași mai moale. Dar în momentul în care tu nu ai depistat un gram de cocaină 2 ani de zile în portul Constanța, nu este favorizare, este complicitate, ești colaborator direct. Deci mi s-a părut favorizare când descoperai câteva tone pe an. Și era aia, domnule, într-un an între câteva tone la modul la care arată țara asta pe piața consumului de droguri, cu cluburile de noapte, cu viața de noapte, cu festivaluri, cu nebunii, cu alea, cu așa, cu generația asta nebună, copiii din ziua. Dar domnul Buzeanu, păi da, au deșins peste ăștia, cum îi chema, Maru, Ahmed și nu mai știu cine. Da. Le-au găsit pe liceeni ăștia. Mă, de unde au făcut liceeni ăștia droguri? Dacă noi n-am făcut nicio captură. Deci dacă noi nu capturăm, se presupune fie că trece pe lângă noi, fie că nu intră. Dacă trece pe lângă noi drogul fără să-l capturăm, înseamnă că suntem un stat eșuat pe țărmul Mării Negre. E o stare de eșec pe care o vedem continuu la de noi. Acest om cu care se reprezintă Partidul Național Liberal înainte de anul cu cele patru alegeri. Deci patru rânduri de alegeri. Partidul acesta Național Liberal, că altfel nu putem să-i spunem, este în situația în care consideră că e în favoarea sa să se reprezinte până acest om care de fiecare dată când apare încercând să justifice un nou eșec. De data aceasta vorbim de această problemă cu drogurile. Și acum. Așa. Și acum, hai să-l ascultăm pe domnul Bode explicând o chestie care mi se pare spectaculoasă. Faptul că Partidul Național Liberal beneficiază de serviciile sale. Adică Partidul Național Liberal se prăbușise și el l-a ridicat. Vă vine să credeți așa ceva? Ascultați-l că omul nu clipește când zice chestia asta. Nicolae Ciucă împreună cu mine și cu echipa de conducere ne-am asumat odată cu preluarea conducerii acestui partid. PNL după Festivalul Democrației era la 14%, 15%. Astăzi Partidul Național Liberal este constant la 19-21%. Am văzut și eu ultimul sondaj, 20%. Da, Partidul Național Liberal s-a menținut la această cotă de încredere și cu această zestre, plus cu rezultatele guvernării, pentru că trebuie să recunoaștem că noi în 3 ani și jumătate am reușit dincolo de a stopa criza energetică, criza economică. Am înțeles. PNL este un partid, aproape este că și eu m-aș alia cu Partidul Național Liberal când aud câte performanțe. Este un partid mare, un partid care nu-și permite să nu-și propună ca obiectiv câștigarea alegerilor. Acum, guvernarea erodează. Ne dorim să continuăm guvernarea și după 2024. Cu cine? Cu PSD, pentru că nu vorbim de extremiști, iar cei care au fost 8 luni la guvernare și au fugit de la guvernare, mă refer la USR, nu au responsabilitatea asumării atunci când este greu la guvernare, ce să discutăm cu ei. Oamenii aceștia și-au negociat pentru ei înșiși niște existențe în niște posturi. Pentru că, până la urmă, în ceea ce îi privește, sigur că, având această înțelegere cu PSD-ul, înseamnă că ei vor avea niște posturi. Sigur că membrii PNL-ului, nu știu, actual parlamentar și așa mai departe, că ei se lăuda cu niște cu scorurile anterior, se lăuda cu niște scoruri obținute de PNL, zice, dom'le, am obținut și e cu tare. Dar nu o să mai obțineți așa ceva. Ei, ăia nu vor mai găsi locuri pe nicăieri. În schimb, ăștia din față, nu? Domnul Ciucă, domnul Bode, înverșunați. Până acum a obținut el? Așa zic, domnule, noi PNL-ul, am obținut la alegerile precedente cu tarea, tot înșirat. Oamenii care au obținut conducerea partidului, care au obținut scorul ăla cu care se laudă el, nici nu mai e în PNL. Da, domnul Orban. Orban a scos.
Da. Cu echipa sa. Se lăuda cu Ludovic Orban. Cu cine a scos, mă? Cu Ciucă, cu Bode? Cu cine a scos, mă? A ironizat, și el a venit cu acea ironie, cu Festivalul Democrației din PNL. Păi bă, tu făceai parte din Festivalul Democrației din PNL, tu, Bode. Erai pe partea cu Florin Câțu, nu era domnul acolo, domnul Bode, susținându-l, pentru că îi deduse și lui o funcție. Era și el, așa a ajuns el în prima linie din PNL, datorită lui Florin Câțu, cu Festivalul Democrației, pe care acum îl ironizează. Păi erai acolo, mă, erai parte din eșecul respectiv, nu erai în altă situație, erai partea acelui eșec. Și vine și spune că, domne, a adus partidul la 20-21%. Știu, mă gândeam să fac legătura cu drogurile, cu consumul de droguri, dar n-are nicio legătură. Subiectul ăsta n-are nicio legătură cu cel cu consumul ăla, de droguri. Deci consumul de droguri... La PNT, unul la PNL. La ei erau mașini de făcut bani. La ei mașini de făcut. Droguri se găsiseră la PNT. La PNT. Dar vrei să spun ceva? Drogurile alea ar fi o scuză, mă. Ai spune, bă, ăștia sunt drogați, că alte explicații nu există. Am eu alte explicații, domnul Buzdean. Nu sunt, domne, nici drogați, nici beți, nici nimic. Atâta sunt ei. Atâta sunt. Dacă atâta e, de unde să-ți producă el mai mult dacă el atâta e? Domnul Ilie Moromet, de unde să-ți dau dacă n-am? Dacă atâta e, că dacă avea, îți dădea, dar el nu poate mai mult. Dar cât atât, din punct de vedere politic, bineînțeles, mă refer la un scor electoral, nu vă gândiți la prostii. Da. Aș vrea totuși să nu depășim prea ușor momentul ăsta în care face o declarație de dragoste pentru PSD. Vrem să guvernăm și din 2024 cu PSD normal. Păi cum e normal? Nu se poate cu extremiștii de la urmă. Când ați obținut scorul cu care te lăudai tu, l-ați obținut tocmai zicându-le oamenilor să scăpăm naibii de PSD. Așa era la momentul respectiv narativ. Să scăpăm de PSD. Mă, acum ne roagă să-i votăm. Bine, pe dumneavoastră, că nu cred că are Bode. Domnul Lucică, nea Lucică, nu stai vrei bataliile astea două voturi. Da, domne, e clar. Astea nu e, adică sigur, secretul votului nu spunem, nu ținem cu nimeni. Da, uite, o să dezvăluim acum, nu contați face, pe noi. Dezvăluim, domnul, nu pe noi, sper că nu cu... Da. Bă, ne mai trebuiau două! Da, și câte mai... Deci, câte mai avem așa, deci atunci, în sferă? Atunci veneați și îi chemați pe oameni să voteze împotriva... Acum îi chemați să voteze... Pentru PSD. Nu vi se pare o situație ridicolă? Dar de ce-i vota PNL? Stai un secundă. Deci, eu înțeleg că Bode vrea să guverneze, fesenistul de Bode, el vine de PD. Așa, vrea să guverneze cu PSD-ul. Bineînțeles că PNL-ul ăsta, sau cum se numește în zilele noastre, are un scor, o jenă, o rușine de scor. 20-21, zice. Nu știu dacă îi ajung PSD-ului procentele PNL-ului ca să guverneze doar ei doi. Da. Cred că mai trebuie să mai lipească de undeva. Da. Cât ai zis, 21-22? 20-21, cam așa estimează domnul Bode. Acum am ajuns la 20... Ce ați tras în voi de veniți cu scorurile astea? Da. Domnul, lasă-i, că nu e. Asta e, nu știu, poate frizează nebunia un astfel de scor. Poate dacă sondajul e realizat în interiorul partidului. Dacă 21-22% dintre membrii PNL poate să voteze, ar putea vota Partidul Național Liberal. Dar dacă tu dai votul Partidului Național Liberal, îți spune șeful acestui partid, șeful de facto Bode, că votezi o guvernare PSD-PNL. Da. Cu PSD principal partid. Nu. Orice, nu, adică nu pretinde că are mai mult decât PSD-ul. Deci el spune, votați-ne ca să ajutăm PSD-ul să conducă România. Și eu te întreb, de ce? Dacă eu vreau să conducă PSD România, de ce nu votez PSD? De ce votez PNL ca să... De ce? Doar vreau PSD, dacă dai seama că nu o să spună PSD-ul, noi avem 35%, copiii ăștia au și 14%, că poate am furat pentru ei, eu știu ce s-a întâmplat, nu vorbesc cu păcat, poate ăsta e scorul lor, mă, poate îi ajută Dumnezeu. E bună. Poate Dumnezeu să fie bodist în ziua aia. Nu cred. Dar nu mă prost. Întrebarea e bună. Păi de ce nu-i votez direct pe ăștia? Dacă... Că nu se spună ăia cu 30 și ceva la ăștia, la 14, dar nu vreți, mă, vreți să vă dau o funcție de premier? Că ar fi penibil. Vine premierul, deci, și dă cu pumnulețul lui de 14% în masă. Sunt PNL-ul, acum vei instala o conducere a PSD-ului, care va fi... Asta ți-a spus! Cu siguranță mai. Domnule, dar acum lăsăm la o parte gluma și așa mai deci departe. Deci i-au ajuns și era Voiculescu pe vremuri. Știi că Voiculescu mereu se lipea la o alianță cu... Dan cu... Voiculescu. Nu, poetul creștin Vasile Voiculescu. Nu, mă, la Voiculescu, credeam. Da, mă, lasă, dar la Voiculescu nu era pe vremuri, da. E proaspăt, așa, de aici, da. Acum, cu noi, generație de asta, nu. Domnule, Dan Voiculescu. Da. Cunoscutul patron de presă. Da. Așa, și de partid. Deci, el tot timpul era lipit la o treabă de asta cu PNL-ul, cu PNL-ul, cu PSD-ul. PSD-ul. A avut un moment și cu PNL-ul. Da. Dar nu i-a prit. N-a fost. Au tras tare stânga. Deci așa era el, asta era mediul. Domnule,
cu PSD-ul. Sub... Că era pur, că era pe... cu PSD tot îi trăgea. Acolo îi plăcea, n-avea ce să... Nu, nu se putea întoarce. Da. Da, se dădea partid conservator, de el trăgea pe stângă. Și nu înțelegea, nu a înțeles. Ăsta este, ăsta este acum PNL-ul. PNL-ul e pur. Nu pur în sensul de... Nici de detergent, nici de puritate. E partidul umanist al lui Dan Voiculescu. Asta e nivelul. Dom'le, singura problemă... Asta a ajuns PNL-ul. Singura problemă în care există Partidul Național Liberal acum este următoarea. La alegerile europarlamentare nu vor putea face această manțocărie în care vor veni și vor spune, dom'le, noi suntem împreună cu PSD-ul, suntem acest bloc, sau cum doamne iartă, cum se numește, că am văzut că acum se distanțează de această denumire și au dat și seama că e ceva comunist și era și domnul Ciolacu astăzi, cumva, n-am auzit despre această denumire, cum face el cu mine, n-am auzit despre această blocul național, n-am auzit despre ok, am înțeles, am resemnat, bun, dar ce este de remarcat este că... Da, ai văzut că ăștia la PSD cu ce, toți au e Grindeanu care e așa, e ăsta care este așa, e... toți au câte o mișcare de asta, dar stați dracului, într-un loc, m-ați amestit de tot. Poate e o formă de distragere a atenției, ăștia fac așa și în spate pugă aia cu saci de ceva. Nu știu, că nu mai explic mișcarea asta șenică a lor. Zici că e o trupă de un boy band în anii 2000, de dansau aia sincroane, trei sudești, sunt trei PSD-st ăștia. PSD-st așa. PSD-st, că păi nu par prea PSV-st. Da. Par mai PSD-st. Ca să... Domnul Buzenu, dar... Aoleu, am zis trei sud-est ăștia din Constanța, Constanța droguri, facem ce facem, ajungem la domnul Bode din nou. Uite că am găsit un raport. Da. Raport, că așa se și numește. Da. Odată cu cerealele, portul Constanța prea și o parte din drogurile care erau traficate în Ucraina. Că îți dai seama, acum în Ucraina ai văzut traficant de droguri. Să vine să facă domnul Ciolacu declarații și pe zona asta. Domnule, nu vrem neapărat să limităm. Nu se opresc în România, ele merg mai departe către Europa. Traficanții acela... români nu trebuie să se îngrijoreze. Acestea... să se îngrijoreze. Deci, drogurile ucrainene doar trafichează România. Dar nu trafichează. Protejăm micul traficant român. Nu e să deci nu, să nu vă gândiți că intră pe... Nu. Deci, asta trebuie să ajutăm și noi cum putem. E vorba de o chestiune umanitară. Da. Nu e... Ele se duc mai departe. Ele către... se merg spre Occident, spre Africa, spre... Nu. Da. Bun. Deci, portul Constanța a preluat o parte din drogurile care erau traficate în Ucraina. România aduce lipsă de vameși și operează în port cu două scanere de verificare a mărfurilor, dintre care unul e stricat. Și unul... Pe unul a pierdut. Și unul am înțeles și mi-a explicat mie cineva la un moment dat. Dom'le, că dacă e urât afară, nu merge. Zic, băi, e meteodependent? Zici, un pic. Deci, trebuie să fie o anumită temperatură, să nu plouă. Pe ploaie n-ai treabă, nu mai. Îți intră traficanții. Nu poți să restrici, domnule, aparatul pe ploaie. Așa. Și să nu fie nici înnorat, să fie lumina soarelui, dar nu extrem de putere. El nu funcționează în orice condiții. Deci este un... Bă, da, ați găsit pe cel mai figurant scanner din toate... Este un scanner extrem de simandicos. Este, da, e exact. Și acum înțelegem că inclusiv DICOT, domnul Buzeanu, DICOT, da, susține că portul Constanța este o mare poartă de intrare a drogurilor către Uniunea Europeană. Bun. Deci DICOT spune către întreaga Uniune Europeană intră droguri prin portul Constanța, după care vine statul român și susține că nu e niciun drog acolo. Bă, puneți-vă de acord, că n-avem cum să fim, să reprezentăm o poartă de acces a drogurilor către Uniunea Europeană, dacă pe poarta aia nu intră nimic. Deci ori nu suntem poartă de acces a drogurilor către Uniunea Europeană, ori cineva nu păzește poarta. Domnul Buzăianu, pe aia să ne uităm și noi. Cine a fost șef la Poliția Constanța? Păi actualul șef de la... Adevăratul ministru de interne. Domnul Despescu a fost. Bun. Cel care își... Ce poate să ne spună domnul Despescu? Ce poate să ne spune domnul Despescu cu vasta sa experiență de intelectual? Că așa am înțeles că se zice la televizor când e un demnitar. Îl face și intelectual. Domnul Spătarul la noi... Spătarul noastră ca intelectual era întrebat. Era întrebat. Deci, să spună domnul Despescu ca intelectual ce explicație are pentru absența drogurilor din portul Constanța. Că asta ni se zice. Domnule, nu sunt droguri în portul Constanța. Păi nu sunt? Nu. Dar pe unde au venit? Au venit pe sub pământ? Pe unde intră, mă? Bă, Radu, hai să face. Le parașutează ăștia ca americanii ajutoarele. Ca pe partizanii aruncă din avion să se lupte în munți. Cum vin, mă, drogurile în țară? Pe calea aerului.
Unde, cum ajung? Hai, explică-mi și mie, unde mă pricep. Care, bă, am remarcat că veneau, de exemplu... Așa, pe unde? Veneau pur și simplu pe apă. Vin cu vapor, trenul. Fără vapor. Veneau pur și simplu, nu știți că s-au găsit... Plutesc în derivă. Pe aia, captura aia care n-au numărat-o. Cea, știi, când s-au găsit pe plajă... Da, baxurile alea de cocaină. De cocaină. Păi da, mă, și nu le-au găsit, pe alea nu le treceți. Măcar pe alea, ok, le-ai găsit pe plajă, ia-le, le-ai confiscat. Plus că te mai pune problema, așa, domnul Zanfir, apropo de această meticulozitate a poliției române, dacă acele capturi sunt ulterior arse sau ele sunt livrate ulterior mai departe, există această suspiciune. Doamne, ce se întâmplă cu capturile astea? Există această întrebare care planează. Unul la mână și doi la mână, ca să încheiem cu domnul Bode și cu PNL-ul ăsta înverșunat acum, înșurubat acum la guvernare, de sta acolo cumva pentru români, încercând să se zbată. Doamne, încurcătura lor este legată de faptul că primele alegeri sunt europarlamentare. La europarlamentare nu vor putea face această manțocărie. De ce? Pentru că cele două partide funcționează în familii diferite în Europa. Nu se pot lega. Nu se pot reuni. Tocmai de aceea... Nu-i pot căpuși apă pe SD și la euro. Aia e. Vor avea această situație delicată de viață peneliștii care vor trebui să înfrunte cu sinceritate electoratul fără să se mai pună... Nu cu sinceritate. În subordinea PSD-ului să se mai, să se mai ascundă după PSD și așa mai departe. Secundă, că le-am găsit soluții și pentru așa. Gata, mă rog, dacă aveți o soluție. Asta era necazul. A zis domnul Bode, nu căutăm vinovați, căutăm soluții. Da. Domnul Bode, v-am ascultat. Și gata, i-am dat de cap. Ia să vedem. Sunt câteva etape de urma, câțiva pași de făcut și lucrurile sunt rezolvate din punct de vedere politic. Am găsit o congruență acolo. Deci, oricum, în PP, PNL nu va mai valora foarte mult dacă se adeverez zvonurile că AUR vrea să se înscrie în formația asta europeană. O să vină ea cu voturile lor. Nu știu dacă partidul ăsta e de lungă durată, dar la următoarele alegeri va obține mult. Da. Ca și românul. Domnul Buzean, PNL nu va obține mult la următoarele alegeri, în ciuda ceea ce crede domnul Bode. Da. Pe care poate ar trebui pe această care să-l informăm că atât nu înseamnă 10 centimetri. Dar mă rog. Domnul Buzean, domnul Bode se va duce în aceste alegeri pe listele Partidului Popular European, cel mai probabil, împiedicat fiind astfel să candideze în tandem cu PSD-ul. Da, condamnat să nu candideze în tandem cu PSD-ul, da. Păi al dracului de Partidul Popular European, înscrie-te la socialiști. Adică să schimbe și familia. Au mai schimbat-o peneliștii, odată. Cu Antonescu, acum s-o ia de la cap. Da, zi-mi, gata, te duci la PP și spui, bă, știi ce, ia, gata, mă, că nu mai ce vreau. Facem? Ia, stiga aia. Weber, că vine în România să... Care, mă, Weber? Vine șeful PP. Vine, nu e, se vorbește. Da. Și spui aici. Vedeți, mi-am găsit pe altcineva, mi-am găsit altă familie. Aveau o familie. Ca ce fac? Familie social-democrată. Deci sunt în stare să schimbe și familia europeană tocmai ca să stea lipiți la PSD. Ca să se poată cumva ascunde spatele PSD. Asta e o variantă și a doua înainte de publicitate. Da. Să se înscrie fuziune până absorție în PSD. Asta este. Și cu asta am încheiat. Și gata, m-am rezolvat. Și cu asta am încheiat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună România! Da, și să mai dezmorțim un pic această atmosferă care s-a tensionat din debutul acestei săptămâni și am început-o într-o stare de încordare. Vreau să dezmorțim un pic această stare de încordare, livrând totuși și o stare de succes pe care o are președintele României, care nu se dezminte și când o ia încolo undeva, unde are el treabă, domne, la un anumit nivel unde zboară. Are treabă? Acum, de exemplu, are treabă la New York și a făcut de lucru la ce New York. Ce face el la New York? Domnule, își găsește de lucru, nu-i problemă, adică nu poți să spui că... De lucru. Părea destul de disperat de... premiza încheierii mandatului de președinte. Nu poți să spui că mergi la New York și n-ai ce face acolo. Stai un pic! Acesta este avionul cu care se deplasează în zonă. Se numește și într-un mod festiv Bombardier. Se numește avionul Bombardier. Mi se pare normal. Asta cred că l-a zis. Ăștia ai pălăria lui din colț de acolo? Aole, dacă aveți timp să căutați repede președintele României la New York, s-a întâlnit președintele României Bombardier. Cu un bombardier acolo. S-a întâlnit cu un bombardier. Deci, nu doar că a zburat cu un bombardier, dar președintele cu un bombardier. Nu te gândești vreodată că președintele lui așa în timpul zborului sau imediat după, când stă el singur așa, unde o stai el singur, are așa o oarecare jenă că... Nu, dar chiar așa, dar nu m-am... Asta e vorba, domnule, mă plimb ca Ludovic al XIV-lea, model 2023, ca regele Soare. Ne prezentăm la un anumit nivel acolo în America. Da, așa arătăm, fac toate țările astea, toate țările mediocre sau toate sărăciile statale duc luxul în vârful piramidei politice.
Înțelegi? Deci cu cât îl vezi mai înfășurat în opulență pe lider, cu atât e mai sărăcie în țară. Culmea la noi nici nu e atâta sărăcie pe cât o opulență vrea Klaus Iohannis să afișeze. Adică când îl văd oamenii ăștia coborând acolo ca un dictator din anii 80, care spune poporul mă iubește, dar nu merg pe stradă niciodată, are să zic că noi acum suntem în România anilor 90. Așa pare. Aveți imagini cu momentul pe care l-am invocat anterior, da. Nu doar că zboară bombardier, dar are și întâlniri de tipul acesta, domnul președinte Klaus Iohannis. Deci iată că are ce să facă, nu mă întrebați ce faci. Uite, se întâlnește cu oamenii ăștia. Ăsta înțeleg că e un celebru manelist. E un cunoscut manelist. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Înțeleg că și acesta e un celebru manelist. Nu știu, e printre celebri maneliști aici. Dar cum a convins acest celebru manelist ceilalți maneliști să se pozeze cu el? Luăm o scurtă pauză, după care vă convingem și mâine să vă pozați cu noi. La ora 18. Să aveți o Românie bună în continuare și pe B1 TV. Toate cele bune, da.